pentru problemele sociale și eventele care sunt în țară la ora actuală, îi văd din ce în ce mai credincioși. Biserici din ce în ce mai multe, sau foarte multe biserici, da. Vă simțiți împlinit aici în Italia, cu soțul noastră, cu familia care ați format aici în Italia? Foarte mult, sunt foarte mulțumită și cine mă cunoaște știe că este așa. Da, românii sunt din ce în ce mai credincioși, ne asigură argumentat o femeie din Piatra Neamț, care și-a găsit în Italia liniștea unei familii și prosperitatea unei existențe lângă un bărbat catolic, originar din Sardinia. Împreună țin un restaurant de succes în Mestre și merg la biserica greco-catolică din aceeași așezare, de lângă Veneția. Sufletul liturghisitor al acestei biserici este părintele Vasile Barbolovici, preot paroh, dar și protopop greco-catolic al regiunii Triveneto. Părintele este în Italia de la începutul anilor 90 și a devenit un reper metaconfesional pentru românii stabiliți în această superbă regiune a Italiei, care vor să se integreze mai ușor. Și ce cale de integrare poate fi mai directă într-o țară catolică de tradiția Italiei decât participarea entuziastă la sfintele slujbe? La parohia San Rocco, sfânt cunoscut ca izbăvitor de ciumă, părintele Vasile slujește de câțiva ani. Provenind dintr-o familie de vechi greco-catolici din județul Sălaj, mai precis din satul Chilioara, acest vrednic sacerdot a știut să creeze o comunitate de români harnici și bine văzuți de gazdele lor italiene. Pune pe primul loc munca și jertfa personală. Desigur, aici uniții au o îndelungată tradiție a sacrificiului, deși părintele nu dă curs polemicilor istorice vindicative și nici nu are nerv misionar în contul altor creștini bine fixați în tradiția lor. Părintele este doar un inimos pus în slujba comunității. Dovadă și modul în care predică. Pentru tot cu ceea ce El mi-a înzestrat pe noi, am primit viață, am primit sănătate, am primit vocația căsătoriei la mulți dintre noi, am primit darul de a putea crea. Căsătorit, cu doi copii, preotul Vasile Barbolovici aleargă toată ziua în funcție de nevoile spirituale ale păstoriților lui. Organizează pelerinaje, susține conferințe, cheamă în vizită celebrități din România care să întărească identitar pe cei aflați departe de țară. Domnul Florin Piersic, îl salutăm dacă o să ne auzi așa. Naia Lăzărescu și Moraviu. Stella Popescu. Doamna Daniela Cunduracu, Mioara Velicu, Dinu Iancu Sălăjanu, cu scoadra, că ca toți românii plecați în căutarea unei vieți normale, un fenomen social de proporții, soții Luchin, originar din Banat, își amintesc de începuturi cu nostalgie. A fost un pic greu, a fost. Dar a fost aventură la urma urmei să vă Exact. Fără să ne așteptăm, au venit pe neașteptate. Ne-am dorit, din totdeauna ne-am dorit, că chiar e o, Doamne Dumnezeule, e o chestie care s-a întâmplat așa, pe toată viața ne-am dorit un restaurant, nu? După ce am cunoscut comunitatea greco-catolică din Mestre, am luat drumul Veneției. Oraș fabulos. Un adevărat vis încremenit pe apele lagunei din nordul Adriaticii, Veneția amintește oricui demersul pe apă, în furtună, al Sfântului Apostol Petru. După cum știm, câtă vreme a crezut în chemarea lui Hristos, Petru a putut păși pe apele învolburate. Dar când a apărut îndoiala, a început să se scufunde. Așa e și Veneția. Cât timp a crezut în Mântuitorul, apele și necazurile au cruțat-o. Acum, de când este cotropită de turiști și de grijile strict materiale, parcă vedem cum începe să se scufunde. Vizita în Veneția cu părintele drept ghidul perfect
Am început-o la biserica unde a pășit pentru prima oară părintele venit din România și unde a avut loc o descoperire uimitoare legată de maestrul Tizian. În această biserică San Leo, în 1997, când am ajuns la Veneția ca și student la Institutul Ecumenic de Studii San Bernardino, a fost prima biserică unde am slujit ca și preot în ritul latin. Opera cea mai importantă în această biserică este acest tablou în spate, a Sfântului Iacob cel Mare, care a fost descoperit nu de mult timp. Este o opera tiziană din 1538. Impresionantă a fost vizita la Murano, unde am avut privilegiul să-l cunosc pe unul dintre cei mai apreciați designer și creator de sticlărie, signor Gianpaolo Nazon. Membru al unei familii de mare tradiție în arta cristalului, maestrul italian ne-a condus la cuptoare pentru o inedită demonstrație. În ceea ce privește, în schimb, culorile, ogni colore ha un minerale differente. Fiecare culoare are un minerale diferit. Capito? Per esempio il blu, cobalto. Albastro este cobalto. Rosso, selenio. Pentru roșu este selenio. Manganese, ametista. Rame sul verde. Rame pentru verde. E varie copurici. Si, așa mai departe. La fel de interesantă a fost povestea candelabrelor, care ornează și bisericile creștine. Primul candelabru făcut de carețonică a fost făcut la Veneția de Papa Clemente al 13-lea. Nu e braciul intero, nu este questo, un braț întreg. Este e tutto a pezzetti piccoli, con vari fiori. Cu flori diferite. Il maestro che ha inventato Ho creato questa foglia, vedi, si chiamava ferro, ancora nel XVII secolo. Punctul central al oricărui pelerinaj venețian este Basilica San Marco. Aici am avut din nou șansa prezenței părintelui Vasile și a relațiilor sale neprețuite cu actualii custozi ai celebrului monument, de la care am aflat în exclusivitate povestea prezenței Sfintelor Moaște în orașul din Lagună. Dell'Evangelista San Marco. Aici este corpul Evanghelistul Marco. Ecco, si trova qui dal 1800. Este aici din anul 1800. Del messaggio che dà tutta la Basilica di San Marco. Ne găsim în fața, în spatele, obiectul cel mai valoros care se găsește în Basilica San Marco, care dă și, este și o expresie cea mai emblematică a Basilicii. Si chiama la pala d'oro, si chiama pala de aur, e facerebbe da sfondo delle solennità alla celebrazione dell'altar maggiore. Si care vedem că se raffigurează figuri din Vechiul Testament cu Hristos și cu sărbătorile de peste ani, cele prasnicele împărătești. Ecco, vuole rappresentare il paradiso. Vrea să reprezinte raiul. Orice călătorie în Veneția începe sau se sfârșește în gară. Aici, la o aruncătură de băți, puțini turiști știu că se află moaștele întregi ale Sfintei Lucia, sfântă venerată cu deosebit entuziasm în lumea romano-catolică. Santa Lucia îi ocrotește și tămăduiește pe cei care au probleme cu vederea. Quello che è storico, strettamente storico, è che è una ragazza di Siracusa, una vergine cioè, di Siracusa. C'è questo forte concreto, il fatto che è sto feciore di Siracusa. E che è morta martire. C'è che è morito martire. Ecco, è già venerata da subito come martire nel sepolcro. Adorata, venerata immediata come martire nella mormântuire di Siracusa. Vizita în regiunea Veneției a fost foarte utilă pentru a descoperi o comunitate românească vie, dar și pentru a înțelege resorturile de spiritualitate creștină care alimentează continuu acest oraș fără pereche, acest Orient în Occident, această lume de negustori amestecată cu sfinți, scăldat în apele lagunei în care mai poți întrezări cu ochiul istoric sânge, sudoare, lacrimi și mir.